Coaliția de guvernare pare să fi găsit candidatul comun la primăria Capitalei. După ce au verificat prin sondaje popularitatea mai multor politicieni și oameni de afaceri, liberalii și socialdemocrații l-ar susține în cele din urmă pe managerul Spitalului Municipal, medicul ortoped Cătălin Cârstoiu. Chiar dacă acesta a fost propus și agreat de conducerile ambelor formațiuni, au apărut și primii contestatari. Unii lideri liberali consideră că medicul nu este independent, ci un apropiat al PSD. Soluția pentru primăria generală a Capitalei, în persoana medicului Cătălin Cârstoiu, ar fi fost convenită de liderii PNL-PSD într-o discuție în doi. Informația a plecat de la vârful PNL, o parte dintre liderii liberali arătând susținere pentru managerul de la Spitalul Municipal din Capitală. Deși acesta nu a făcut parte dintre independenții pe care partidul i-a testat în sondajele de opinie interne. Din sondajele care au fost, rezultă că doctorul Cârstoiu are un anumit grad de notorietate și sunt convins că toată lumea a auzit de Spitalul Universitar și de managementul de la Spitalul Universitar. Numele managerului Spitalului Municipal a fost printre primele avansate ca posibil candidat la primăria Capitalei din partea PSD, acum mai bine de o lună, înainte ca socialdemocrații și liberalii să decidă că merg în alianță la București. De altfel, mulți dintre liberali s-au arătat deranjați de această soluție și consideră că a fost impusă de fapt de PSD. Prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, chiar a vrut să dea senzația că nu știe cine este Cătălin Cârstoiu. Domnule, mergeți cu Cristoiu? Nu, domnule, Cârstoiu, nu-i Cristoiu. Păi știți că e doctor, domnule, n-am o probleme. Ce face el? E doctor de dinți, nu de dinți, de genunchi. N-am o probleme cu genunchii, din fericire. Am primit numele unui arhitect. Dacă ne-ar fi spus înainte ce se dorește, am fi vorbit și cu nepotul lui Gaudi, că tot eram la Barcelona, arhitectul Florescu sau doctorul de genunchi. Nu știu, noi nu i-am testat. În vârstă de 50 de ani, Cătălin Cârstoiu este din 2009 managerul Spitalului Universitar și din 2006 șef al secției de ortopedie. Soția sa este medic ginecolog în același spital, iar nașul cuplului este fostul președinte Traian Băsescu. Desemnarea unui candidat independent creează în interiorul ambelor partide probleme cu șefii organizațiilor de București. Sebastian Burduja, de la PNL, și Gabriela Firea, liderul organizației PSD din Capitală, râvnesc postul de primar general, considerat o trambulină pentru funcția supremă în stat. Nicolae Ciucă susține că își va convinge colegul să preia sectorul 1, iar socialdemocrații speră ca Gabriela Firea să nu ia decizia de a candida ca independent. Sigur că n-ar fi un lucru bun electoral vorbind, dar eu, știindu-o pe Gabriela Firea, știu că este un om de echipă și nu cred, cel puțin în acest moment, eu nu cred că dacă decizia pe cifre se va lua înspre un candidat unic, dumneavoastră va candida independent. Nu cred. Pentru primăriile de sector, PNL și PSD vor susține aceiași candidați.